RCIS FM, glasul catolicilor din Moldova, se aude și pe frecvențe radio începând cu 28 noiembrie. Veți fi portați la cele mai importante evenimente din viața bisericii noastre. Peste 50 de realizatori înfrumusețează grila diversificată cu emisiuni a radioului Diecezei Romano-Catolice de Iași. Frecvențele pe care se difuzează pentru început sunt în municipiul Piatra Neamț și împrejurimi 89 cu 8 MHz și municipiul Roman și împrejurimi 88,3 MHz. Alte posibilități de ascultare pot fi găsite pe www.rcisfm.ro. Înătristați, veniți și-l căutați pe Domnul, El va veni cu putere mare și va lumina ochii slujitorilor Săi.
Sionului, iată, Domnul va veni să mănătuiască neamurile și spre bucuria inimii noastre, Domnul va face auzit glasul măririi sale. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era și care va fi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Preamărit să fie unul Dumnezeu care are grijă de poporul său și le dă lumină celor din altar de a vesti cuvântul dătător de har. Printre ei se află și un nou slujbaș, ce a primit sfințirea de curând la Iași. Este vorba, sigur, din episcop nou, om modest și simplu, nici de cum erou. Tinerel la cuget, tinerel la ani, de proveniență de la Săboani. Petrusescu-i spunem, auxiliar, slujitor în Domnul, înzestrat cu har. Preasfințit episcop, azi, când vine iarna, noi cu drag vă spunem, bun venit la Sagna. Este o onoare și o bucurie ca sfinția voastră printre noi să fie. Noi, comunitatea, vă felicităm și mulți ani în Domnul, sincer vă urăm. Preasfințit episcop, v-ați ales un drum care cere trudă, nici de cum parfum. E o dăruire dincolo de sine, totul pentru Domnul, nimic pentru tine. Ardere totală până la cea din urmă, nimic pentru tine, totul pentru turmă. Să vă ajute Domnul să-i urmați cărarea, printre spinii vieții să-i fiți ca floarea. Să iubiți poporul ce-l veți conduce, luând pe umeri sobru minunata cruce. Să fiți dârzi în luptă, tare în ispite, ca să aveți în Domnul zile liniștite. În acele sfinte să aveți zel și spor, iar noi să fim mândri că vă avem păstor. La mulți ani, preasfinte, blând spre cum e iarna, vă urăm cu toții noi de aici, din Sagna. Asta e urarea ce vă spun senin. Domnul să vă ajute azi și în veci. Amin. Mulțumesc. Iubiți credincioși, participăm la această sfântă liturghie de încheiere a misiunilor populare, în cadrul căreia membrii Acțiunii Catolice depun sau reînnoiesc adeziunea ca semn al dorinței lor de angajare ca laici pe drumul sfințeniei prin implicarea în biserică și în societate. Să însoțim cu rugăciunea noastră pentru ca ei să fie fideli angajamentului lor. Avem bucuria așadar astăzi de a-l avea în mijlocul nostru pe noul episcop auxiliar al diecezei noastre, Monseniorul Petrusescu, căruia îi spunem bine a venit în comunitatea noastră. Bine ați venit, preasfințite! Bine v-am găsit, vă spun din toată inima și aduc și salutul preasfințitului episcop Iosif Păuleț și vrem ca această sfântă liturghie să fie o ocazie atât de binecuvântată de a vă copleși Dumnezeu cu belșugul harurilor sale. Vă rugăm așadar să prezidați această celebrare și să ne împărțiți la final binecuvântarea arherească. Sunt în fața altarului membrii Acțiunii Catolice înscriși în parohia Înălțarea Domnului din Sagna, care au ales să urmeze drumul lor de formare în strânsă colaborare cu păstorii bisericii. Intenționăm ca prin acest gest să declarăm disponibilitatea și răspunsul nostru pozitiv
în a parcurge cu fidelitate, deschiși spre toți ceilalți etapele anului asociativ în curs, atât la nivel parohial, cât și la nivel diecezan și național. Voim ca prin această angajare să facem să crească darul de a fi în biserică laici responsabil în cadrul acțiunii catolice. Ne asumăm datoria de a aprofunda tot mai mult notele caracteristice ale acțiunii catolice enunțate în documentele bisericii. Ne bucurăm că declararea disponibilității noastre are loc în cadrul celebrării euharistice care întotdeauna ne trimite spre ceilalți. Următoarele persoane depun adeziunea pentru prima dată. Blaj Isabela, Ciubotaru Maria, Giurgi Maria, Mărtinaș Camelia, Mărtinaș Ermina. Reînnoiesc adeziunea următoarele persoane. Giurgi Matilda, Lucaci Ana, Mărtinaș Ana, Mărtinaș Dumitria, Mărtinaș Gabriela, Mărtinaș Lucica, Mărtinaș Mihaela, Medveș Cecilia, Simon Cristina, Tofan Gabriela, Ulea Monica, Balint Nicoleta, Băcăoanu Ana, Bejan Ana, Bordea Ana, Căbălău Valeria, Ciobanu Ana, Ciubotaru Maria, Constantin Angelica, Lucaci Ionel. Ne încredem în bunul Dumnezeu și îl rugăm să ducă la îndeplinire lucrarea sa în noi. Cu umilință ne recunoaștem acum păcatele pentru ca să putem participa cu vrednicie la această sfântă liturghie. Mărturisesc lui Dumnezeu, Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cu vânătul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Misericordia,
Să ne rugăm! Dumnezeule atotputernic și milostiv, dă-ne, te rugăm, harul ca nicio grijă pământească să nu ne împiedice în drumul nostru spre întâmpinarea Fiului Tău, iar cunoașterea înțelepciunii cerești să ne facă părtași de viața Lui, El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește cu Tatăl în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Dumnezeu le va arăta tuturor strălucirea sa în tine. Citire din cartea profetului Baruch. Dezbracă Ierusalim haina plânsetului tău și a oprimării tale și îmbracă frumusețea gloriei care vine de la Dumnezeu pentru totdeauna. Învăluie-te cu mantia dreptății care vine de la Dumnezeu, pune pe capul tău diadema gloriei celui veșnic. Căci Dumnezeu va arăta la tot ce este sub cer strălucirea ta. Căci numele tău va fi chemat de către Dumnezeu pentru totdeauna, pacea dreptății și gloria pietății. Ridică-te, Ierusalim, și stai pe înălțime. Privește spre răsărit și vezi adunându-se copiii tăi, de la apusul soarelui până la răsărit, la cuvântul celui sfânt, bucurându-se de memorialul lui Dumnezeu. Au plecat de la tine pe jos, dus de dușmani, dar Dumnezeu îi aduce la tine, purtați cu glorie, ca pe un tron regal. Dumnezeu a hotărât să coboare orice munt înalt și colinele veșnice să umple văile ca să niveleze pământul, ca Israel să înainteze în siguranță spre gloria lui Dumnezeu. Pădurile și orice copac plăcut mirositor îi fac umbră lui Israel la porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu îl va conduce pe Israel cu bucurie în lumina gloriei sale, cu îndurarea și dreptatea care vin de la el. Cuvântul Domnului. Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi și suntem plini de bucurie. Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi și suntem plini de bucurie. Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, ni se părea că visăm. Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, lucruri mari a făcut Domnul pentru ei. Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi și suntem plini de bucurie. Doamne, captivitatea noastră, ca pâraiele în Negheb, cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu strigăte de bucurie. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, îmi aduc aminte de voi totdeauna, în fiecare rugăciune a mea pentru voi toți, rugăciune pe care o fac cu bucurie pentru participarea voastră la Evanghelie, din prima zi și până acum. Sunt încrezător
că cel care a început în voi această lucrare bună o va duce la îndeplinire până în ziua lui Hristos Iisus. Căci martorul este Dumnezeu că vă iubesc pe voi toți cu aceleași sentimente ca ale lui Hristos Iisus. Și pentru aceasta mă rog ca iubirea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și discernământ în toate, ca să distingeți ceea ce este util, așa încât să fiți curați și neprihăniți pentru ziua lui Hristos, plin de rodul dreptății, care se obține prin Iisus Hristos, spre gloria și lauda lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui și orice făptură va vedea mântuirea Lui Dumnezeu. Să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponțiu Pilat era guvernator al Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al ținutului Itureii și Trahonitidei, iar Lisania, tetrarh al Abilenei, pe timpul arhiereilor Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. El a venit în toate împrejurimile Iordanului, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor, așa cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia, profetul. Glasul celui care strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, faceți drepte cărările Lui. Orice vale va fi umplută și orice munte sau deal va fi nivelat. Drumurile strâmbe vor fi îndreptate, iar cele cu gropi vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Hristos.
Preasfințite Petru, dragi confrați preoți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, am ascultat cuvântul Domnului proclamat la Sfânta Liturghie de astăzi, din duminica a doua a timpului Adventului, și toate cele trei lecturi au o temă comună, aceea a chemării la convertire. În prima lectură de astăzi, luată din cartea profetului Baruch, am auzit bucuria poporului rămas în Ierusalim, invitat să iasă să vadă cum se întorc confrații lor din exilul din Babilon, timpul suferinței, timpul de purificare a luat sfârșit. Poporul se întoarce în procesiune în pământul făgăduinței. Prin aceste imagini, profetul ne invită și pe noi să lăsăm în urmă păcatele, să facem o mărturisire bună la scaunul de spovadă și astfel să mergem pe drumul care ne ajută de Crăciun să-L întâlnim pe Iisus. Apoi, în cea de-a doua lectură de astăzi, Sfântul Paul ne invită să purificăm inimile noastre, să purificăm conștiințele noastre ca temă pentru a-L primi pe Iisus în viețile noastre de Crăciun. Iar în Evanghelia pe care am ascultat-o, proclamată la Sfânta Liturghie de astăzi, Sfântul Ioan Botezătorul ne invită să pregătim calea venirii Domnului în viețile noastre, având grijă să dăm la o parte munții de mândrie din viața noastră, să umplem văile de păcate, de impuritate, de neglijență, pentru că astfel Domnul să găsească un drum neted pentru a veni în viețile noastre, pentru a veni în viețile familiei noastre. Și cu această introducere vreau să vă prezint astăzi ca o concluzie ceea ce Sfântul Părinte Papa Francisc ne învață în scrisoarea sa post-sinodală Amoris Laetitia, bucuria iubirii. Și în mod special astăzi aș vrea să vorbesc despre copil, despre mamă și despre tată, așa cum ne învață Sfântul Părinte în acest document. Și el spune că familia este locul unde se naște și se primește noua viață ca dar de la Dumnezeu. Fiecare copil, cu fiecare naștere, ni se permite să descoperim iubirea lui Dumnezeu, care nu încetează să ne uimească pe fiecare dintre noi. Fiecare copil care se formează în interiorul mamei sale este un proiect veșnic al lui Dumnezeu și a iubirii sale veșnice. Fiecare copil se află în inima lui Dumnezeu din veșnicie, iar atunci când este zămislit, se împlinește această dorință, bucurie a lui Dumnezeu Tatăl. Fiecare copil este voit de Dumnezeu din veșnicie și cu adevărat se împlinește un proiect al lui Dumnezeu Tatăl, a Creatorului nostru, atunci când un copil este zămislit. Cât valorează embrionul, spune Sfântul Părinte,
încă din momentul zămislirii, suntem invitați și noi să privim spre noua viață cu aceeași iubire a lui Dumnezeu, care vede dincolo de orice aparență. Fiecare mamă, fiecare femeie însărcinată, spune Sfântul Părinte, participă la acest plan de creație a lui Dumnezeu și îl visează pe copil timp de 9 luni. Ba mai mult, spune el, atât soțul cât și soția îl visează pe copilul lor timp de 9 luni. Și spune cât de important este visul pentru viața de familie. Fără vis, spune el, nu este posibilă viața de familie, acolo unde părinții, soții încetează să mai viseze, spune el, copiii nu mai cresc, viața se ofilește în acea familie. Și în acest vis, spune el, intră în mod necesar botezul. Părinții care îl visează pe copil, se roagă pentru el, îl încredințează lui Iisus chiar înainte de nașterea sa. Și Sfântul Părinte are acest îndemn pentru toate mamele: nu lăsați ca această bucurie a maternității, această bucurie interioară, să fie furată de nimic din lumea noastră de astăzi. O lume, spune el, în care vedem atâția copii care trăiesc acest sentiment că sunt orfani. Pentru că multe mame sunt de multe ori forțate să-și lase copiii imediat după naștere. Și aici, în comunitatea noastră, câte mame nu au trebuit să-și lase copiii și să plece în străinătate pentru a aduna niște bani pentru a întreține copiii. De multe ori femeile, mamele, sunt forțate de societatea în care trăim să lase copiii. Și totuși, cât de importantă este prezența mamei, mai ales în primele luni, în primii ani după naștere. Spune un teolog al bisericii, care a studiat mai mult această problemă, teologul von Balthasar, că în primele luni după naștere, de fapt, are loc un miracol în viața femeii, în viața mamei și a copilului. Și el spune în felul următor: mama care îl îngrijește pe copil, care îi surâde arătându-i toată dragostea, care îl hrănește zi de zi, are parte la un moment dat de un miracol. Copilul îi răspunde cu un surâs și spune el: acela este momentul când înmugurește conștiința de sine și astfel începe pentru prima dată o relație între mamă și copil. Mama care îi râde, mama care îl îngrijește, mama care îl hrănește, are parte de primul răspuns din partea copilului. Îi răspunde cu un surâs. Și continuă acest teolog: cu fiecare moment în care copilul este lăsat singur de mamă, copilul trăiește această frică că e posibil să piardă viața de iubire pe care mama îi oferă. De aceea îi vedem pe copiii către sar, se sperie, spune el, le e frică să nu piardă această viață de iubire. Ori, atunci când un copil, spune el, este lăsat de mamă și pleacă, el se simte ca un copil abandonat într-un mare oraș, într-o mare metropolă. El nu știe ce să facă, încotro să meargă,
trăiește această frică și această frică îl afectează apoi toată viața, toată dezvoltarea sa umană, emoțională, intelectuală, spirituală, totul este afectat de această lipsă a prezenței mamei în viața sa. Mai mult, spune el, copilul în această perioadă nu știe să facă distinție între iubirea lui Dumnezeu și iubirea părinților, iubirea mamei, iubirea tatălui. El le simte ca fiind același lucru, cât de importantă este prezența mamei. Și de unde învățăm noi duioșia iubirii? De unde învățăm noi bucuria vieții? De unde învățăm noi forța morală pentru a ne trăi viața? De unde învățăm noi credința? Spune Sfântul Părinte Papa Francisc în acest document Amoris Laetitia, de la mamă. Mama ne învață pe fiecare dintre noi această bucurie a vieții. Mama e pentru noi această forță morală despre felul cum noi trebuie să ne trăim viața. Mama este aceea care ne învață credința. Și cine poate să spună dintre noi aici în biserică că nu a primit de la mamă prima educație în credință, primele rugăciuni? De la cine le-am învățat? De la mamă. Și spune Sfântul Părinte, fără mame nu am mai avea credincioși. Fără mame, spune el, credința noastră ar suferi mult pentru că ar fi lipsită de căldura și profunzimea pe care mamele o oferă credinței. Avem nevoie de mame, spune el, fără mame lumea noastră ar fi inumană, pentru că de la ele învățăm duioșia iubirii, bucuria vieții, forța morală. De la ele am primit, învățăm cum să ne trăim credința în această lume. Și astăzi cred că și preasfințitul și preoții de aici vor să ne unim cu Sfântul Părinte și să spunem mulțumim, dragi mame, pentru ceea ce sunteți în familiile noastre. Mulțumim, dragi mame, pentru ceea ce oferiți bisericii. Mulțumim, dragi mame, pentru ceea ce oferiți societății noastre. Avem nevoie de prezența dumneavoastră. Dar ce să spunem despre tați? Spune Sfântul Părinte în acest document Amoris Laetitia, o problemă foarte mare este lipsa tatălui în familie. Și asta are o explicație, spune el, datorită societății în care trăim astăzi, care vrea atât de mult să se elibereze de imaginea tatălui stâlp, a tatălui care aduce legile în familie, care impune legile din exterior și care a fost văzut mult timp ca o piedică în dezvoltarea și maturizarea copiilor și pentru a elibera familia de această imagine a tatălui, ce se întâmplă? Spune Sfântul Părinte, de multe ori tații se refugiază în munca lor, se preocupă foarte mult de ceea ce le place și atunci lipsesc foarte mult din familie. Sau dacă sunt în familie, spune Sfântul Părinte, au inversat rolurile, ei nu mai sunt tați în familie, ci mai degrabă prieteni și vorbesc despre faptul că ei sunt prieteni pentru copii și nu tați. Și spune Sfântul Părinte,
A fi doar un simplu prieten pentru copii înseamnă a nu fi preocupat de maturizarea copilului. Copilul nu se maturizează atunci când tata este doar un prieten al copilului, pentru că tatăl, spune Sfântul Părinte, are această misiune de a oferi certitudini pentru copil, de a oferi direcțiile spre care să se îndrepte în viață. Fără aceste certitudini, fără aceste orientări sigure pentru copil, el nu se dezvoltă, rămâne un imatur. E necesar să recuperăm imaginea și prezența tatălui în familiile noastre. E chemarea, e invitația pe care Sfântul Părinte o adresează. Mamele și tații, să fie acolo, în familie, atunci când copiii se bucură, dar și când sunt triști, atunci când sunt taciturni, dar și atunci când sunt incomozi, chiar atunci când fac un pas greșit în viață, e important tatăl să fie acolo. Și spune Sfântul Părinte, chiar dacă niciodată copilul nu va admite când se întoarce de pe un drum greșit, care are nevoie de tată, nu vă dați seama cât de mult înseamnă pentru copil prezența tatălui, primirea pe care o face tatăl, faptul că tatăl este acolo pentru el. Și citind ceea ce spune Sfântul Părinte, în minte mi-a venit imediat ceea ce spune scriitorul Hemingway despre istoria lui Paco, dacă ați citit-o. El spune că un tată bogat s-a certat cu fiul său și fiul a fugit de acasă ca să scape de tatăl său. Tatălui i-a părut rău că s-a certat cu Paco și nu știa unde să-l caute pe Paco, pe fiul său. Și atunci a scris într-un ziar central din Madrid un mesaj pentru fiul său: Paco, te aștept la hotelul Montana la prânz în ziua de marți. Și spre surprinderea lui, în ziua de marți, la prânz, la hotelul Montana, s-au prezentat 800 de băieți cu numele de Paco, care așteptau ca tatăl lor să ierte, care așteptau ca tatăl lor să-i primească din nou în familiile lor. La fel, spune Sfântul Părinte, când un copil face un pas greșit, când rătăcește pe un drum greșit, atunci când se întoarce, e esențială prezența tatălui. El are atât de mult de oferit prin simpla prezență pentru copilul său. Și nu vreau să închei înainte de a spune ceea ce am experimentat aseară într-o scurtă întâlnire cu grupul de tineri de aici din parohie. Două lucruri mi-au atras atenția într-un chip special. O fată, o tânără, o adolescentă, care mi-a spus: părinții acasă nu comunică cu noi, ei doar ne dictează, ei ne spun ce trebuie să facem, la noi nu există comunicare. Am vorbit la predicile din zilele trecute că educație înseamnă înainte de toate timp petrecut împreună cu toți copiii din familie, înseamnă asculta pentru a ajuta apoi. Așa ne spune Sfântul Părinte, fără acest dialog, fără a ști care sunt temerile, fricile copilului, fără a ști care sunt idealurile copilului, fără a ști ce-și dorește copilul, nu putem să ajutăm. Și pentru asta este nevoie de timp.
Și ceea ce m-a surprins, i-am întrebat pe fiecare în parte: tu ai un ideal, tu ai un ideal, tu ai un ideal. Cei mai mulți mi-au spus că nu au încă un ideal, că au timp să se gândească la un ideal. În familie e important să discutați cu ei ce vor să facă în viață, care este drumul pe care vor să pornească. Tații, cum le oferă certitudini, orientări sigure pentru copii, dacă nu petrec timp împreună cu ei, dacă nu discută împreună cu ei? Și apoi cel de-al doilea lucru care mi-a atras atenția a fost ceea ce mi-a spus tot o adolescentă despre un tată că a fost violent pentru că el în familia lui de copil a fost violent, a fost violentat de părinții lui, la fel și el a continuat cu acest comportament violent și se întreba tânăra oare ce se va întâmpla și în viitor pentru ea, pentru copiii pe care îi va avea. Cine pune capăt acestui comportament violent? Tații trebuie să fie acolo nu pentru a-i bate, a-i lovi pe copii, pentru a fi violenți cu proprii copii, ci pentru a-i asculta, pentru a crea punți. Dialog înseamnă a crea o punte cu propriul copil, a ști care sunt fricile, idealurile, problemele cu care se confruntă. Iată, iubiți credincioși, ce ne învață Sfântul Părinte astăzi? Să reflectăm fiecare dintre noi, fiecare mamă în parte, fiecare tată în parte, fiecare copil în parte, cum ne îndeplinim noi misiunea pe care o avem de mamă, de tată, de copil în familia noastră. Să reflectăm la ceea ce ne învață Sfântul Părinte, Papa Francisc, și să punem în practică această învățătură, pentru că, așa cum spune Sfântul Părinte, binele familiei este esențial pentru viitorul bisericii, pentru viitorul societății noastre. Domnul să ne ajute pe acest drum, așa ne rugăm, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Urmează acum angajamentul pe care îl vor face cei care și-au dat adeziunea pentru acțiunea catolică. Fraților, deoarece ați fost chemați prin Harul lui Dumnezeu să colaborați la apostolatul bisericii în acțiunea catolică, fiind adunați aici în fața lui Hristos, invocând în mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif, patronul acțiunii catolice, vă întreb: promite să vă angajați sub călăuzirea papii, a episcopilor și a preoților la formarea voastră creștină și să trăiți o viață cu totul conformă cu legea lui Dumnezeu și a bisericii? Promite. Promite să mărturisiți cu mult curaj credința catolică pentru care am fost renăscuți de Dumnezeu și în care, cu ajutorul Harului Său, sperăm să rămânem fideli? Amin. Promite să răspândiți învățătura lui Hristos și a Bisericii în familiile voastre, în societate, în ambientul în care trăiți, pentru a vesti astfel tuturor mesajul evanghelic al iubirii? Amin. Promite să-i considerați pe toți cei înscriși în asociația voastră ca frați, colucrând în spirit de caritate și comuniune? Așa să vă ajute Dumnezeu, căruia să-i fie slavă și cinste în vecii vecilor. Doamne Dumnezeule atotputernic, de la care vin toate lucrurile bune, te rugăm să binecuvântezi și să ajuți acești creștini pentru ca, înzestrați cu aceste semne ale apartenenței la acțiunea catolică,
să se poată dezbrăca de omul cel vechi și să îmbrace omul cel nou care a fost creat pentru împărăția ta. Prin Hristos, Domnul nostru. Și acum împreună să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creiat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Pontiu Pilat, a putinit și s-a îngropat, și după Scripturi, și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Sfânt, Domnul și de viață, Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața mea cu ceva. Fraților prea iubiți, Dumnezeu a binecuvântat legământul căsătoriei încă de la începutul lumii, iar Iisus Hristos a făcut din ea un sacrament, izvor de har pentru viața veșnică. Să ne rugăm astăzi pentru familiile noastre și pentru lumea întreagă, cerând în același timp de la Dumnezeu unire și bună înțelegere între toți oamenii. Atotputernice Dumnezeule, Stăpânul vieții și Întemeitorul familiei, dăruiește bisericii familii cu adevărat creștine, în care dragostea și armonia dintre membrii să reflecte iubirea negrăită din Sfânta Treime. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca sfințenia fiecărei familii să fie ocrotită și sporită prin generozitate, în credință și jertfa a tuturor membrilor ei. Te rugăm, ascultă-ne! Ferește-ne familiile noastre de griji, necazuri și neînțelegeri. Te rugăm, ascultă-ne! Fie-ți milă de familiile lovite de suferință trupească sau sufletească și arată-ți în mod deosebit prezența în mijlocul lor. Te rugăm, ascultă-ne! Însoțește-i cu harul tău pe acționarii care astăzi au depus adeziunea în acțiunea catolică pentru a putea fi mereu în slujba bisericii pentru binele lumii, slujind în Domnul cu bucurie. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează-ne mereu statornici în credință și fă ca aceste misiuni populare să producă roade bogate în sufletele noastre. Te rugăm, ascultă-ne! Primește pe răposații noștri în marea familie a fericiților din cer. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte Ceresc, revarsă, te rugăm harul tău asupra celor ce fac parte din familia ta, pentru ca ei să caute mereu cele plăcute ție
și să primească de la tine ceea ce îi duce la fericirea adevărată. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa minunile tale, spre laura și mărirea lui Său, spre folosul nostru și al întregii sale Sfintei Biserici. Privește cu îndurare, Doamne, la rugăciunile și jertfele smereniei noastre, și ceea ce nu putem dobândi prin meritele noastre,
dăruiește-ne din belșugul milostivirii tale, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumirii pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, la întâia sa venire, îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit-o rânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru ca la a doua venire în strălucirea măririi sale să primim în cele din urmă în lumina deplină cele făgăduite pe care acum, veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale cu bucurie. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău
darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, Doamne, o vestim, și învierea ta o mărturisim. Doamne, moartea ta. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, episcopul auxiliar Petru, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipriți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos,
Ție, Dumnezeule, Tatea tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. În aceste zile de misiune, zile de har, am primit multe haruri și binecuvântări din partea Domnului. Recunoscători pentru toate, să ne adresăm Lui rugându-ne așa cum ne-a învățat Hristos Domnul. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi ispită, ci mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne oferim un semn de pace.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub apărământul meu, dar spune-mi mai un cuvânt și se va tăcădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. Amin.
Urmează acum angajamentul pe care îl fac cei de la Acțiunea Catolică. Părinte Sfânt, pentru tine, luminează-mi mintea, deschide-mi inima și întărește-mi voința pentru a te căuta mereu pe tine, bucuria vieții mele. Iisuse Hristoase, tu îți îndrepți privirea spre mine și mă chemi să fiu prietenul, ucenicul și mesagerul tău. Îți mulțumesc pentru darul Acțiunii Catolice și pentru că eu fac parte din această mare familie. Fă ca în mijlocul acestei luni ea să fie mereu în slujba Bisericii, animată de dorința de apostola și coresponsabilă în misiunea Bisericii împreună cu păstorii. Duhule Sfânt, care mi-ai oferit atâtea daruri, ajută-mă să-mi păstrez mereu dorința de a ieși din anonimat, de a mă implica în viața comunității și de a fi un mărturisitor al prezenței tale în lume. Sfântă Fecioară Maria, Regina Acțiunii Catolice, roagă-te pentru noi. Sfinte Iosif, patronul Acțiunii Catolice din dieceza de Iași, roagă-te pentru noi. Sfinte Ioan Paul al II-lea, patronul Acțiunii Catolice din România, roagă-te pentru noi. Amin. Să ne rugăm. Îndestulați fiind cu această hrană sufletească, te rugăm cu umilință, Doamne, ca prin participarea la tainele sfinte să ne înveți să privim cu înțelepciune la cele pământești și să năzuim spre cele cerești, prin Hristos, Domnul nostru. Un cuvânt adaug și modest și scurt, ca această slujbă să nu țină mult. În aceste zile de frumos advent, l-am avut la Sagna, printre noi, prezent, pe săgneanul nostru, preot Eduard, în a cărui suflet multe focuri ard. El, predicatorul, ne-a vorbit de Domnul și câtă valoare are în lume omul. Ne-a vorbit și simplu și cu frenezie de iubirea sfântă dintr-o căsnicie. Predicile sale, cu învățăminte, ne-au adus aproape lângă cele sfinte. Ne-a vorbit de pace, de sinceritate, de jertfire de sine, de loialitate. Ne-am străpus cu gândul către Dumnezeu, ascultând cu grijă la cuvântul său. La sfârșit de predici, vă urăm, Părinte, la mulți ani în Domnul și în cele sfinte. Domnul vă însoțească cu iubirea sa în această muncă nobilă și grea. Vă dea inspirații și înțelepciune pe altar să faceți numai predici bune. Și veniți la Sagna cât puteți de des să ne spuneți vorbe pline de înțeles. La mulți ani, vă spunem, drag predicator, Domnul să vă ajute să fiți un bun păstor. Amin. Acum, la final de celebrare, dorim să aducem prin os de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate harurile pe care ni le-a dăruit în aceste zile frumoase de misiuni populare. Mulțumim preoților prezenți în aceste zile și astăzi că s-au unit cu noi în rugăciune pentru familiile noastre, inclusiv pentru disponibilitatea lor de a vă aștepta la scaunul de spovadă.
Mulțumesc părintelui Iulian, surorilor, ministranților, copiilor, tinerilor și adulților, Comitetului Bisericesc, Acțiunii Catolice, Scautului Terezinelor, tuturor celor care s-au implicat în diferite feluri la pregătirea și trăirea acestor zile de misiuni. Mulțumesc de asemenea domnului Dascăl, Silviu și corului pentru cântările frumoase de astăzi, dar și din aceste zile. Mulțumesc credincioșilor din celelalte parohii din împrejurim prezenți aici sau celor care ne-au urmărit fie prin internet, fie prin radioul RCS FM, fie prin televiziunea zonală Roman TV. Mulțumesc tuturor celor care s-au unit cu noi în rugăciune în sărbătoarea misiunilor. Mulțumesc și domnului viceprimar Vasile Căroca și Consiliului Local pentru sprijinul pe care ni l-a acordat în pregătirea acestor zile. Mulțumesc din inimă dumneavoastră, dragi credincioși, pentru participarea la celebrările din aceste zile, pentru trăirea credinței, pentru felul în care ați înțeles că adevărata iubire și bucurie din familie se hrănește din iubirea lui Dumnezeu. Familia este locul unde bărbatul și femeia împlinesc planul Creatorului cu privire la iubire, viață și comuniune. La bine și la greu capătă sens și devine vocație. Bucuria iubirii din familie, Amoris Laetitia, nu trebuie să rămână pentru noi doar o dorință, ci motivați de aceste misiuni populare să se materializeze în viața familiilor noastre. Așadar, am trăit aceste zile împreună ca zile de har, luminați de Duhul Sfânt, călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu, de documentul Papei Francisc Amoris Laetitia și nu în ultimul rând de predicile atât de profunde ale părintelui profesor dr. Eduard Giurgi, căruia îi mulțumim din inimă. Îl felicităm pentru cei 46 de ani pe care îi împlinește chiar astăzi și îi arătăm recunoștința noastră prin angajamentele pe care ni le-am luat, iar acum, printr-un sincer aplauz, îi arătăm recunoștința noastră. Pe acest tablou pe care l-a primit scrie în felul următor: Părinte Eduard, în lumina parabolei semănătorului, misiunea noastră este de a coopera la semănat. Restul este opera lui Dumnezeu. Este un text din Amoris Laetitia. Așadar, mulțumim, Părinte Eduard, că ați cooperat la semănat cuvântul. Mulțumim că prețuiți familia. Cu drag, Comunitatea Înălțarea Domnului din Sagna. Comunitatea noastră dedicată Înălțării Domnului mai trăiește azi o bucurie. L-a avut pentru prima dată în mijlocul ei pe noul episcop auxiliar, Monseniorul Petru Sescu, care a avut bunăvoința de a participa la această sărbătoare a noastră. Așadar, preasfințite, vă mulțumim din inimă, vă dorim păstorire îndelungată și vă apreciem printr-un aplauz. Pe acest tablou pe care l-a primit Preasfințitul scrie în felul următor: Preasfințite, biserica este familia de familii, îmbogățită constant de viața tuturor bisericilor familiale. De aceea, în virtutea sacramentului căsătoriei, fiecare familie devine în mod clar un bun pentru biserică. Din Amoris Laetitia, numărul 87. Vă mulțumim, Preasfințite, că prețuiți familia. Și vă mulțumim pentru binecuvântarea pe care nu veți acorda.
cu drag comunitatea Înălțarea Domnului din Sagna. Tot în acest document, Amoris Laetitia, la numărul 88, scrie: iubirea trăită în familii este o forță permanentă pentru viața bisericii. Biserica are nevoie de această forță, iar astăzi, prin angajamentul celor 26 de credincioși acționari în slujba bisericii pentru binele lumii, avem garanția că biserica va rămâne puternică, pentru că iubirea lor este puternică. Drept pentru care vă mulțumim din inimă pentru angajarea dumneavoastră și, recunoscători, vă aplaudăm. Pentru Preasfințitul, că este pentru prima dată în comunitatea noastră, pentru Părintele Eduard, de ziua de naștere, și pentru cei care s-au angajat, acum, din inimă, cu toții, cântăm la mulți ani. Darul pe care l-am oferit Preasfințitului și Părintelui Eduard sunt aceste bundițe pe care le vedem atât de frumos stau pe terezinele noastre, un semn din partea comunității noastre, atunci când le veți purta să vă aduceți aminte că ați fost pe la noi. Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile noastre cu iubire și bucurie adevărată. Invit acum pe Preasfințitul Petru să ne încurajeze cu câteva cuvinte și să ne împartă binecuvântarea de episcop nou sfințit pentru dobândirea indulgenței plenare. Iubiți credincioși, este pentru mine un motiv de bucurie să revin la Sagna, pentru că îmi amintesc cu aproximativ 40 de ani în urmă, pe când eram elev la liceu, în roman, auzind că sunt misiuni la Sagna, pe ce obicei frumos era și văd că este și astăzi, atunci noi, cei din satele vecine, căutam să venim și să profităm de cuvântul de învățătură. Pe vremea aceea, cred că era 81 sau 82, a fost predicator Părintele Albert Petru. Cei mai în vârstă poate vă amintiți. Și împreună cu mama și cu sora mea am venit aici cu autobuzul de la Roman pentru ca să participăm la aceste misiuni. Au trecut 40 de ani și sunt din nou aici și cu bucurie văd o biserică atât de frumoasă, atât de curată, îngrijită, o curte atât de bine pusă la punct. Dar biserica este atât de frumoasă, sau poate foarte frumoasă, pentru că este plină. Iată dumneavoastră, dragi credincioși, care ați participat la misiuni, dumneavoastră care ați ascultat glasul lui Dumnezeu rostit prin Părintele Eduard, v-ați apropiat de Sfintele Sacramente, v-ați împărtășit în număr atât de mare și iată, mă uit la dumneavoastră și văd fețe schimbate, reînnoite, pline de bucurie, angajați în a sluji Domnului cu bucurie. Pentru noi, păstorii diecezii, este o mare satisfacție să vedem oameni care vor să-și reînnoiască acest angajament de a da mărturie bună despre Hristos, de a trăi frumos, de a face din familie un adevărat leagăn al vieții, o școală a rugăciunii, o școală în care se învață iubirea și celelalte virtuți umane și creștine. Mă bucur că Părintele Eduard în aceste zile a vorbit despre familie, pentru că este atât de necesar să vorbim de
familie. Se vorbea cu câțiva ani în urmă la referendum de familia tradițională. Nu iubiți credincioși, există o singură familie. Familia cea voită de Dumnezeu. Nu tradițională sau modernă. Familia, punct. Familia este cea pe care Dumnezeu a voit-o cu bărbat și femeie și copii. Iată, cu siguranță, predicile Părintelui sunt ca niște semințe care au fost semănate și cu siguranță vor aduce rod. Dumnezeu să binecuvânteze acest semănat. Vă felicit, dragi membri ai Acțiunii Catolice, care ați avut curajul de a ieși din anonimat, de a veni aici în față, nu este ușor, și de a spune, da, vreau să slujesc pe Dumnezeu în mod public. Sunt sigur că sunt și alții care slujesc în modul lor sau și prin dumneavoastră. Pe toți Dumnezeu îi privește de acolo de sus, pentru că fiecare punem în slujba bisericii ceea ce avem. La un moment dat, Părintele a folosit cuvântul acționari. Și, sigur, m-a dus cu mintea la câțiva ani în urmă, când am primit și noi acțiuni și trebuia să le depunem la anumite locuri unde sunt profitabile. Dragi membri ai Acțiunii Catolice, sunteți cei mai orientați, pentru că ați depus acțiunile într-o societate care nu va da faliment niciodată. Este biserica. Acea societate voită de Hristos și care nici porțile iadului nu o va birui. Și aici veți avea profitul cel mai mare, ne-a promis Hristos, însutit și viața veșnică. Așadar, felicitări din toată inima dumneavoastră și tuturor credincioșilor prezenți aici sau care ne-au ascultat, au fost în comuniune cu noi prin radio sau televiziune. Împreună cu Preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezan de Iași, vă mulțumim și vă felicităm, Părinte Paroh Francisc, Părinte Iulian, pentru aceste zile frumoase, binecuvântate, și să dea Domnul ca toată truda, toată jertfa dumneavoastră, păstor și turmă, să aducă roade îmbelșugate spre slava lui Dumnezeu, spre binele bisericii și mântuirea tuturor. Amin. Pentru dobândirea indulgenței, ne rugăm acum, după intenția Sfântului Părinte Papa, adu-ți aminte. O prea bună Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit cel ce a plecat sub ocrotirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta, însuflețit de o astfel de încredere, alert la tine, o Maică, Fecioară Fecioarelor, la tine vin și stau ce mânt înaintea ta ca un păcătos. Maica Cuvântului, nu disprețui cuvintele mele, dar auzi-mă cu milă și ascultă-mă. Domnul să fie cu voi. Și să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Oh!
Hercis FM, glasul catolicilor din Moldova, se aude și pe frecvențe radio începând cu 28 noiembrie. Veți fi părtași la cele mai importante evenimente din viața bisericii noastre. Peste 50 de realizatori înfrumusețează grila diversificată cu emisiuni a radioului diecezei romano-catolice de Iași. Frecvențele pe care se difuzează pentru început sunt în municipiul Piatra Neamț și împrejurim 89 cu 8 MHz și municipiul Roman și împrejurim 88,3 MHz. Alte posibilități de ascultare pot fi găsite pe www.rcisfm.ro.